Bună ziua! Urmează să vorbim despre antologia Tineri Poezi din Chișinău, 4+4+4, antologie editată de subediga lui Dumitru Crudu și creată de editura Prut, datorită sprijinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, aprobată de Comisia de Selecție pentru Editarea Cărților Naționale. Astăzi îl avem aici pe Teo, sau Teodor Fusu, care este unul din antologarii din antologia 4+4+4 și urmează să avem un interviu în care să obținem câteva date referitoare la poeziile sale din antologie. Salutare, Teo! Bună ziua, dragi prieteni, dragi artiști, dragi poeți, dragi artiști, dragi iubitori, ca să vă cuprind așa într-o aripă mai largă, aș spune, dragi iubitori de artă, vă salut aici, Teodor Fusu. Ce te-a făcut? Sau dacă este cumva a fost vreo influență pe timp de carantină asupra poeziilor tale? Da, desigur că, mă rog, aș vrea să nu mă întind, spun așa, guma prea tare, spun așa, aș spune că, desigur că, în general, așa e omul, așa e artistul, omul artist, că atunci când se află într-o criză oarecare, fie vorba că nu are soție sau soție peste hotare sau copiii cumva sunt plecați și artistul se simte singur, se simte careva greutăți, fie a fost concediat la servici și așa mai departe, atunci artistul, reieșind, adică aceste greutăți îl fac pe artist, nu contează, poet, pictor, actor, aceste greutăți îl fac pe artist să fie mai profund. Deci vrei să spui că pandemia te-a influențat, ți-a influențat cumva opera și ți-a influențat modul de a scrie, da? Da, desigur, eu dacă sincer fie vorba, suntem acum, cum am spus, vara anului 2020 și suntem încă, pandemia încă nu a trecut, să sperăm că va trece cât de curând. Dar acum eu spun sincer, sunt un poet, cum am spus, sunt un poet care se află în pandemie și sincer să vă spun, sunt în proces de creație. Eu creez, practic, mă stăru în fiecare zi să scriu câte ceva. Nu de aia că vreau eu sau că să fiu marele poet, nu. Pandemia mă provoacă, mă aprinde, știți? Adică, sincer spun, adică toată durerea asta, omenirii, care pandemia asta este o durere pe care a cuprins-o pe tot globul, mai ales pe... Teo, eu am un interes atât personal și cred că poate și cititorilor le va fi interesant. Când și cum ai început tu să scrii? Cu păreri de rău, această informație nu am avut ocazia să o aud la atelierul Vrad Ioniță. Așa că poate ne comunici ceva despre asta? Da, bucuros, Olesia, că mă întrebi, mi-ai pus așa o întrebare, de când m-am apucat eu să scriu. Eu pot să vă spun despre mine personal. M-am apucat să scriu cam prin anul 2012, deci cam de vreo 8 ani. Poza scrii versuri, poezie, este un proces de auto, în primul rând, de autocunoaștere a sinelui, a propriului eu. Îți cunoști greșelile tale, îți cunoști viitorul tău, în general, și în general cunoști procesul cum se întâmplă. Atunci când scrii, tu sapi în interiorul tău, dar deoarece normal că tu tot ești om, începi să descoperi ființa umană, în ce constă omul, care-i drumul lui, care-i scopul omului pe pământ. Sunt niște idei foarte profunde. I-am înțeles. Eu, datorită atelierului, am mai avut ocazia să mai aud așa câteva frânturi din poeziile tale și atât despre viața ta personală și, ca printre altele, am surprins ideea că tatăl tău este regizor, dacă nu mă greșesc. Eu aș vrea să ne comunici nouă care a fost cumva influența tatălui tău, dacă te-a influențat cumva să iubești mai mult lumea literară, să scrii.
mersi, Olesia, de întrebare. Eu am să răspund în felul următor. Eu, de exemplu, sunt convins că așa și este, că știți cum se întâmplă, mă rog, mamă, tată fac copii și eu aș vă spun așa o chestie, că nu contează cine sunt părinții, dar să vă spun așa o chestie care bănuiesc că ați fiți de acord cu mine, că copilul vrea să fie luat ca personalitate, ca persoană individuală, să fie respectat și să fie acceptat drumul. Eu am, dacă m-ați înțeles, deci eu sunt tatăl meu, mă rog, regizorul Mihai Fusu, mă rog, poate cineva știe, din Republica Moldova. Eu sunt feciorul lui, dar eu am drumul meu, eu vreau să fiu, nu să se vorbească, Teodor Fusu, poetul Mihai, ăsta, feciorul lui, își întrece tatăl, când elevul își întrece profesorul. Eu desigur că mă stărui să-l întreg pe tatăl meu în toate, că el să fie mândru de mine. Antologia. Am surprins multe idei din poeziile tale, dacă ai vizionat interviul cu mine, care m-au uimit, dar am descoperit ceva care mi-a pus un semn de întrebare. Este dintr-o poezie și acolo se comunică despre prezența niștor muzicanți. Cine sunt acei muzicanți care trezesc fetița? Cumva și tu intri în grupul cealaltă de muzicanți sau sunt niște cunoscuți? Comunică, te rog, despre asta. Fac și pian. Sunt și muzicant, adică eu când încerc să fac poezie sau text, desigur că în acel text practic, când interviul lui Victor Fală, acesta spune cumva despre poeziile din antologia 4++++, care a ieșit sub ediga lui Dumitru Crudu și datorită editurii Prut, că acestea conțin poezie destul de simplistă și accesibilă, dar care au cumva și un conținut profund pentru fiecare poet în parte. Ce părere ai tu despre poeziile din antologia Tineri Poezi din Chișinău 4++++ de la editura Prut? Aș putea spune de ce această antologie este captivantă, de ce este, te atrage cu ceva, de ce se merită de citit? Pentru că avem aici nu unul, doi sau trei poieți, și avem tocmai 12 poieți, trei băieți și ochi care privesc diferit la viață. Și foarte interesant. Ne dai exemplu de cineva care ți-a plăcut mai mult sau te-a impresionat prin vreo idee sau chiar o poezie întreagă? Să ne spui niște nume. Foarte mult, de acum de-l știu de foarte mult timp, e Sergiu Stati, un poet care îl vedeți aici. Tot un poet destul de profund și destul de are ideile sale și conceptele sale despre viață. Dacă ar fi să-ți transmiți un mesaj ție în viitor, poate cândva vom revedea acest video, ce mesaj ți-ai? Oameni buni, trăiți viața din plin. Nu aveți frică de nimic. Se merită. Mulțumim foarte mult! Aici am avut un interviu cu Teodor Fusu cu privire la antologia Tineri Poezi din Chișinău 4++++, antologie de Dumitru Crudu și editată la editura Prut. O zi bună!